Da. Da, 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 da. Se pare că individul acesta îmi dă tare de furcă și vrea neapărat să ne întâlnim față în față, să vedem care e mai tare. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi revin cu un video de la rațele mandarin, deoarece individul acela iar a săpat. Iar a săpat, momentan nu mai am nicio victimă și sper să nu mai am absolut deloc, dar astăzi sunt hotărât să-i vin de hack, cu capcane, cu o travă, cu tot ce este posibil, o să-l prind. O să vi-l arăt și vouă, cu siguranță, dacă îl voi prinde. Se pare că ceea ce am făcut eu n-a mers. Dacă aș fi pus, după cum ziceam de prima dată, ciment, probabil n-ar fi săpat, că nu mai putea, dar găsea el o altă soluție, probabil. Am pus sticlă și plasă de rapid, uite că se vede plasa de rapid care am pins-o. Ia uite-o, plasa de rapid. Am pins-o, nu știu cum, până la urmă, tot și-a făcut loc, într-un fel. Și a ieșit, gaura era prima dată mai pe acolo și acum a făcut-o mai încoa, nu foarte departe. Deci nu s-a lăsat până n-a ieșit. Dimineața aceasta, ieri, azi a doua, a treia zi, nu mai știu exact de când am făcut aici șanțul ăla, după cum v-am spus că am săpat și am pus plasă de rapid și sticlă. Și se pare că a găsit el o variantă și nu știu cum, dar a reușit să împingă plasa de rapid. Înseamnă că e un șobolan puternic. Înseamnă că e un individ destul de mare și ceea ce am făcut eu aici a fost în zadar. Și probabil asta noaptea a ieșit. Așa că acum o să fac o capcană, nu doar o capcană, de fapt o să fac mai multe. O să fie în felul următor. Am luat niște otravă. De fapt, e un fel, sunt un fel de pliculețe roșii, roz, așa. Așa se numește. Extermină rozătoarele în numai câteva zile. Ei, în câteva zile cam târziu. Eu sper să le rezolve repede, dar din ce am înțeles de la magazin când le-am cumpărat, mi-a spus că au mai scăzut din cantitatea de otravă pe care o puneau în aceste pernuțe și nu mai mor în câteva ore într-o zi, mor în câteva zile până se coagulează sângele în ele, în rozătoare, pentru că așa am înțeles că funcționează otrava asta. În fine, pe lângă asta am luat și o capcană dintre asta stil carte, tot pentru rozătoare, e ceva mai mare decât celelalte pe care le-a pus pentru șoarici, pentru că mă tem să nu... Uite, asta așa se face? Cred că așa se face. Sau de ce arată așa? Sau e doar stil carte? Sau sunt două variante? Nu știu exact cum vine asta, o să văd imediat. Acum arată aici. Pe care sper să găsesc șobolanul lipit. Deci pe șoareci am prins peste 40 de rozătoare de șoricei cu astfel de capcane foarte bune stil carte. Și cum am eu de gând să fac treaba asta? O să desfac cartea, o să o pun exact la intrare. Dar există problema rațele. Adică mă gândesc să nu se lipească vreuna. Și cum voi face ca să nu se lipească nicio rață? Voi pune această cutie la intrare. Mai exact o să o pun așa, exact pe gaură, într-un fel, o să fac eu o șmecherie. Și asta o bag în interiorul cutiei, să nu poată intra rațele deloc. O să pun bolovani, o să pun să nu miște deloc rațele cutia sau șobolanul din interior, în așa fel încât o să-i pun și momeală să se lipească direct pe cutie. Și sper ca mâine dimineață să-l găsesc lipit. Nu neapărat mort, dar lipit. Și să-i vin eu după de hack. Hai să desfac asta, să vedem cum este și cum o să fac. Dar înainte de asta o să pun o travă, o să pun aceste plicuri care am înțeles că au un miros specific și atrage rozătoarele, o să le bag înăuntru cu un băț, o să le introduc acolo. Am desfăcut asta, băi, și miroase extrem de bine, sincer să fiu, extrem de dulce miros astea, deci agumă dintr-aia la 50 de bani, Huba Buba sau ce mai erau. Agume dintre alea ieftine. Nu chiar Huba Buba. Vai, dar cât de bine miroase.
foarte dulci, așa. Și o să bag acolo una, două pernuțe. Să le bag cât mai încolo, că n-au cum să ajungă rațele la ele. Așa. Și în cazul în care nu se prinde pe lipici, cu siguranță o să moară peste câteva zile. Pot să îl găsesc, poate mort pe afară sau poate moare înăuntru direct și nu mai am probleme. Așa, cred că am băgat-o destul de tare. Nu știu exact, hai să mai bag una. Să fiu eu sigur că se înfruptă bine. Ia să băgăm în gaură. Cu siguranță e șobolan, nu cred că e dihor. Dar tare mi-s, dacă ar fi să am vreo surpriză să nu fie dihor, să găsesc un dihor lipit, îl împăiez. Da. Bun. Așa. Haide, ajung. Astea le am acolo de rezervă în caz de ceva. Și acum să văd cum pun cutia, revin după. Așa arată capcana asta, stil carte. Are, cred că e o mumea la ea sau nu știu exact, pur și simplu ca să nu se lipească una de alta. Deci am deschis-o simplu și o să o pun în cutie. Cam gata, am pus cutia asta, am proptit-o bine, i-am pus bolovan acolo, aici, ăsta sus, nu o mișcă nici de cum pe asta, că e grea, chiar n-are cum să o miște deloc, doar să o roadă, să zic o roade pe undeva dacă vrea, dar sunt sigur că întâi nu o să se chinuie să roadă, ci o să se plimbe pe acolo încercând să scape și după care dacă e să nu se lipească, dar sunt 100% convins că o să se lipească sau dacă o să reușească să se dezlipească, o să găsesc urme, o să-mi dau seama, dar dacă se lipește bine nu mai are scăpare, pentru că este imposibil, imposibil, e foarte puternic lipiciul și eu dacă aș pune palma, cred că îmi smul pielea de pe degete, este destul de puternic lipiciul ăla. No, cam asta ar fi. Rățuștele sunt bine, n-au treabă, n-au nimic. Și sper să scap cât mai repede de șobolani ăștia. Surpriza să prind doi ar fi culmea. Vedem. Oricum ei 100% o să iasă, pentru că asta e singura intrare. Pe altă parte n-au pe unde. Cum au intrat acolo de prima dată, cine știe pe unde au venit. Au urcat pe sus, pe undeva. Îmi imaginez că pot să se cațere. În fine, sper să îi prind mâine dimineață. Și voi o să vedeți captura tot în acest video. Adică o să fie 2 în 1, capcana cu captura posibilă, sper. Așadar, să fie cu noroc. Ia să vedem. E a doua zi. Acum e dimineață. Bă! Nu cred. Ce ratat de șobolan. A săpat pe dincolo. Deci nu pot să cred. Bă, nu, ăsta nu, nu se poate. Deci nu se poate așa ceva. Unde-s? Să văd dacă sunt regulă toate rațele. 2, 4, 6, 8, 10, 12, toate sunt ok, nu par să aibă ceva. Nu cred, ia să văd, sunt curios dacă dau ăsta la o parte, dacă găsesc ceva acolo. Bă, dar cum am putut, mă, să nu sunt chiar așa? Hai, mă, pe bune, dacă nu s-a lipit, înseamnă că... Ia uite, bă. Bă, dar ce-a făcut, mă? A săpat la loc, a astupat-o. Nu cred. Deci fii atent. Bă, și-a astupat gaura pe partea asta, mă? Și asta nici măcar nu s-a atins de ea? Și doar am zis, bă, că nu cred că se lipește, bă. Adică... Nu s-a urcat pe ea. Deci nu văd nici măcar o urmă să se fi urcat pe asta. Bă, dar cât de inteligent e frate ăsta. Deci uite, mă, a stupat gaura de aici. Deci, uite, a scos și sticla, s-a tăiat în ea, ce a făcut? Știu ce a făcut, gata. Cred că s-a tăiat. Bă, deci a scos sticla. Cred că a vrut să sape puțin mai încolo și în timp ce săpa a dat sticla la o parte. Nu știu exact cum a făcut. Și sigur s-a tăiat. Și după care a încercat pe acolo, faza că și acolo e sticlă peste tot. Ia uite, a scos-o și de aici. Ia uite, mi-a scos cioburile afară, bă. Bă, înseamnă că e unul mare rău, mă. Bă, cum e posibil, mă? Uite, a dat trapița, se vede acolo. A presat-o, mă. No,
Trebuie o capcană de aia ca lumea. Deci e nesimțit rău de tot ăsta. E nesimțit rău. I-am băgat bine și o travă aia, sigur, poate o agață, poate mănâncă ceva. Acum trebuie să iau cioburile de aici, să nu se taie rațele din greșeală. Bă, dar nu pot să cred că nu s-a lipit, chiar mă așteptam, trebuia să iau una mai mare. Înseamnă că e inteligent. Ba da, ce? Stai că văd ceva aici, urme. Uite urma. Bă, ăsta nu-i șobolan. Bă, uite urma, frate, cât e de mare. Mă, mică nu-i șobolan, să nu fie dihor. Deci uitați urmele, dacă se... A pus... Bă, cât de inteligent a fost. Deci a pus piciorușele pe asta. Uite, mă, a pus piciorușele pe asta. Bă, nu pot să cred asta. Deci stați așa că mi-a dat cu eroare acum în creierul meu, să zic. Deci nu pot, la asta nu mă așteptam. Ăsta nu cred că e șobolan. La cum are degetele, s-ar putea să fie dihor. Mi să nu fie dihor. Că-s piciorușele astea, vedeți? A pus, cred că, piciorușele și a vrut să înainteze și s-a retras. Înseamnă că a avut destul de multă forță încât să se retragă. Pac! Băi, deci... Dar eu i-am pus asta așa, sau cum am pus-o, că nu mai știu, așa. Deci, cred că așa i-am pus-o. Băi, și-a călcat, bă, deci am găsit urmele, fiți atenți. Dar ce vi se pare astea? Că-s de șobolan sau nu-s de șobolan? Deci, uite, e urma cam cât e degetul meu, așa să zic. E mare, băi. Deci, la cum arată, stai, tare mică, s-ar putea să nu fie șobolan. Dar dacă era dihor, făcea victime mai tare, adică ar fi omorât și ar fi împrăștiat pe aici, deci eu cred că e șobolan. Băi. Deci nu știu ce să zic. Bă, dar uite-l, mă, cum a săpat mai încolo. Acum chiar mi s-a pus pata rău de tot să-l prind. Vreau să văd ce este. Cât de mare poate să fie. Cât de mare poate să fie și ce este exact. Și tare mic, o să încerc acum o altă variantă pe care mi-ați pus-o și voi. Și anume, voi băga apă. Bag apă și linund. Stau cu furtunul aici până iese și dau la căpățână. Cred că asta o să fac acum. No, deci acum mi-a dat cu eroare, frate. Deci la lucrul ăsta nu mă așteptam. Uite, mă, cum a făcut el așa cum l-a făcut. Ce să-i fac? Dacă îi pun bolovani mari sau pietre sau grele, să zic că pun toată partea asta, sapă printre ele, tot găsești o variantă. Deci nu, trebuie să-i vin de hack. Deci este incredibil. Îl aștept și când iese, când îl inund acolo, îi bag cu bormașina în cap. Îi fac gaură, îl ciurui. Mă enervează deja.